Bună și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă vorbesc despre ce cadouri îmi doresc. E bine, lumina nu mă ajută absolut deloc. Nu știu de ce pe cameră se vede absolut oribil. Mie nici nu-mi place cum se vede pe cameră, neam. Deci nu suport. În realitate se vede atât de frumos, atât de... Nu știu, este un machiaj atât de clasic și simplu și de, n-ai nevoie de nimic altceva și nu înțeleg de ce nu se vede așa și pe cameră. Așa că să continuăm. Bun, ei bine, ce îmi doresc eu de Crăciun? Mă gândesc că odată cu ideile mele de ceea ce îmi doresc de Crăciun, vă voi putea ajuta și cu câteva idei de cadou. Așadar, sper să vă ajute treaba asta. Mi se pare că data de 20 decembrie este o dată perfectă pentru a anunța ce cadouri îți dorești. Sinceră să fiu, cred că aș renunța la toate cadourile astea doar pentru câteva chestii care nu sunt deloc materiale. Asta ar însemna sănătate, liniște și fericire. Dar dacă am sănătate și liniște, clar sunt fericită, deci să zicem doar astea trei deocamdată. Dar cred că sunt cele mai importante din punctul meu de vedere. Cadourile astea materiale, din punctul meu de vedere, pe care vi le voi spune eu acum, mi le pot lua singură, deci nu sunt niște chestii, nu sunt așteptări de la alte persoane sau habar n-am eu ce chestii de genul ăsta. În mare parte știți foarte bine că cadourile cele mai mișto sunt alea pe care ți le iei tu pentru că știi ceea ce îți dorești, având în vedere că tu ești singura persoană care de cele mai multe ori te asculți și reții ceea ce îți place. Bun, am făcut un set de 30, încerc să nu mă lungesc prea mult, vă jur, de 30 de chestii care mi le-aș dori de Crăciun. Unele sunt scumpe, altele mai puțin scumpe, așadar, hai să dăm drum. Le-am pus pe categorii, 3 categorii mai exact, ca să tehnic și ceva pentru sănătate, să spunem așa. Când vine vorba de casă, mă refer mai mult la home deco, nu știu, chestii, îmbrăcăminte, pur și simplu tot ceea ce ține de casă. Din punctul meu de vedere, dacă îmi iei o pereche de păpuci, din punctul meu de vedere e ideea de, bă, mi-a luat ceva de casă, mi-a luat ceva, sau pantofi. Mă rog, nu sunt tocmai de casă, pantofi, dar ține de ideea de casă. Adică este mult mai simplu să zic chestia asta. Casă. Astăzi așa gândesc, astăzi o lăsăm așa. Bun. Am un set de 30 de... idei și sper că n-am spus întrebări mai devreme. Am un set de 30 de idei și sper să vă placă tare mult. Am să încep cu ceva foarte, foarte imprevizibil, cred. Sau mulți oameni care nu mă știu nu cred că s-ar fi gândit la treaba asta sau oamenii care niciodată nu au fost atenți nu s-ar fi gândit din nou la treaba asta. Îmi doresc foarte tare un set de grădinărit, adică sunt niște mici spatulici, chestii de genul ăsta, sper să vă pot lăsa pe aici imagini. Sunt un fel de mici spatulici, mici lopățele, mică găleată sau un săculeț efectiv. Am mai avut așa ceva, dar cred că eram în generală când am avut chestia asta și mi-a plăcut atât de mult încât chiar îmi doresc să am iarăși pentru că știți foarte bine că mă cam chinui cu plântuțele mele, dar pot să-mi iau și eu, însă pur și simplu nu am avut când. De multe ori o să vedeți că la toate astea, credeți-mă că n-am avut când să mi le iau sau pur și simplu nu le-am prioritizat, să zicem așa. Un set de grădină nu cred că este scump și cred că ar fi foarte, foarte interesant ca și cadou, dar să evităm acest ca și sau ca cadou sau ca virgul, nu există așa ceva. Cred că ar fi foarte interesant să oferi un cadou, vedeți cum poți să... Jonglezi, se poate. Să oferi un cadou de genul acesta pentru că este foarte interesant, mai ales pentru o persoană verde ca mine. De obicei, persoanele care adoră plantele, eu le numesc persoane verzi. O persoană verde cu degețele verzi e o idee foarte interesantă de cadou și mi se pare și mie tot așa. Tot ceva ce-l folosesc rămâne acolo și, nu știu, cred că o nimerești perfect, mai ales dacă știi că acea persoană are cel puțin 4 suculente, e clar, sau 5. E clar că acea persoană chiar vrea ceva de genul ăsta. Adică, de multe ori, noi ăștia care suntem cu plantele, ne mai chinuim și cu alte unelte, ustensile inventate de noi ca să facem, pentru că
nu știu, eu una așa sunt și mulți prieteni de-ai mei așa sunt. Bun, mi-aș dori un dulap pentru machiaj. Adică, mi-aș mai dori încă două dulapuri de genul ăsta cu sertare sau puțin mai mari, ca să le folosesc special pentru machiaje, pentru că știți foarte bine că îmi plac și chiar aș avea nevoie de dulapuri cu sertare, mai ales pentru produsele și de skincare și de absolut tot ceea ce am eu nevoie, măcar un dulap sau două. Dar asta se va întâmpla când voi face totul prin cameră, deci teoretic sunt... este un cadou puțin mai scump, dar depinde dacă găsești ofertă, nu e chiar așa scump. Mi se pare chiar un cadou foarte interesant pentru cineva care știți că se mută, știți că are nevoie sau vrea să-și mobileze camera. Bun, stați așa să mi le și tai cumva pentru că o să uit unde rămân. Sunt sigură de asta. Bun. 3. Îmi doresc un dulap pentru haine. Adică, ignorându-l pe ăsta al meu, mi-aș dori ca pe al meu ori să-l donez, ori să-l dau mai departe, vedem. Și să-mi iau un dulap un pic mai lung, pentru că ori îmi iau un dulap mai mare, ori o să-mi fac niște chestii, aranjamente, permutări în spatele camerei, unde voi avea din nou pentru haine și toate cele pentru momentul în care, ce să vezi, o să-mi schimb prin cameră. Sper să schimb cât mai repede. Dar mi se pare din nou un cadou destul de scump, pentru că un dulap de multe ori nu te duce doar 10 milioane, este un cadou destul de scump, așadar pe ăsta o să mi le-o singură, clar. Dar mă refer că, nu știu, dacă sunteți în căutarea unui cadou și din nou știți că acea persoană se mută sau are nevoie, puteți să puneți mai mulți bani, mulți mai mulți oameni bani și să puteți să luați, adică mi se pare o idee interesantă de cadou și mai ales dacă știți că acea persoană, după cum v-am spus, vrea să se mute sau poate are nevoie de o renovare în casă. Ar fi foarte drăguț chestia asta. Pentru că n-ai, întotdeauna ai nevoie de chestia de o chestie de genul ăsta. Mi-aș mai dori încă un birou. Asta pentru că tocmai ce mi s-a întâmplat în vlogul trecut, nu prea am loc pe birou, iar mie îmi place pe birou să fie liber. Tocmai de asta un birou... încă un birou sau un mini spațiu pentru laptop și filmat ar fi perfect. Spațiu de machiat e spațiu de machiat. Dar încă un spațiu pentru laptop și alte chestii de scris pe care le și folosesc mi-ar fi de foarte mare folos. Așadar, teoretic, nu știu dacă îl încadrez neapărat la un preț foarte mare, pentru că poți să faci și chestii low budget care sunt mai drăguțe, să fim sinceri. Bun, îmi doresc foarte, foarte, foarte tare o spatulă sau un tel pentru cafea. E ciudat? Nu e ciudat. Este o spatulă, să zicem, lungă cât asta și cu ea, să zicem, uite, în vârf cum e chestia asta, poți să dai tu. Nu-mi plac mașinăriile alea pe care le apeși, fac, nu le suport. Am avut și eu, nu sunt bune. Ideea este că îmi doresc foarte tare o spatulă de genul ăla pentru că pot să dau eu la tel foarte, foarte ușor și pot să faci o spumă mult, 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 mult mai bună. Mi se pare o idee foarte interesantă cu o cană sau ceva de genul. Ar fi foarte, foarte tare o spatulă de genul ăla sau un set de spatule dacă vreți și știți că acea persoană gătește sau își face nes. E o idee foarte bună. Sau setul sau chestia de... știți că se găsesc, sunt un fel de baterii, poți să baci o baterie în ea și e ca un fel de mixer, mini mixer electronic, dar mie nu-mi place ăla, am avut și... Bun! Mi-aș dori o oglindă mare din Ikea. Cred că acest cadou chiar este super interesant pentru aproape orice fată. Deci, dacă o fată știți că are loc, că trebuie să țineți cont și de asta, dacă are loc în cameră, în casă, credeți-mă că o să-i placă o oglindă mare. Și când mă refer mare, nu de 1,50. Bine. Pentru persoanele care sunt scunde, este bine. Eu dacă am 1,75, nu suport oglinzile de 1,50, 1,60, 1,70, nu suport. Am găsit o oglindă super mișto la Ikea de 1,94 cu 74 de centimetri și mi-aș dori o foarte, foarte tare pe aia. Sper să o pot lua. Mă gândesc să o iau undeva la sfârșitul lunii, ce-i drept. Dar mi se pare o idee super mișto pentru a oferi un cadou. Adică chiar foarte multe dintre noi, dacă am avea o oglindă, chiar am apreciat-o. De ce să mințim? Asta e o chestie care chiar e reală. Chiar n-ai cum să spui, nu, eu nu vreau oglindă. Serios acum, oglinda de la dulap, după ce că e și tăiată, că e tăiată din fabrică, e baie mică, baie prea nu știu cum, ba nu sunt chiar de calitate. Hai să fim serioși că toți ne dorim o oglindă care să fie așa cum trebuie și să... Na, știți voi, fetele știu. Chiar și băieții.
chestia asta cu oglinda este foarte bună și dacă vreți, nu știu, să oferiți un cadou de casă nouă, din punctul meu de vedere, și știți preferințele persoanelor. Adică nu sunt neapărat genul de om care să pună oglindă pe perete în lateral, gen nu să nu stea în picioare, ci să stea culcată. Nu prea sunt eu genul ăsta de om, dar dacă aș primi un genul ăsta, o oglindă de genul ăsta, aș folosi-o pentru că aș pune-o stând ea frumos în picioare, rezemată sau ceva de genul ăsta. Sau pe perete lipită, dar nu culcată, ci vertical. Ideea este că e o idee foarte interesantă de cadou, adică foarte mulți oameni ar folosi o oglindă, mai ales în momentul în care vor să plece undeva, vor și se vadă din cap până în picioare, bă, sunt ok, nu sunt ok, știți voi. Mi se pare din nou un cadou destul de bun și nu prea am auzit ideea asta de cadou, zic și eu. Bun, tăiem numărul 6. 7. O plantă curgătoare. Deci îmi doresc foarte tare o plantă curgătoare. Știți că mai am eu una, dar este mică, am salvat-o, este bine mersi, dar până va crește aia, teoretic, mama plantei ălea de sus de la mine, o știți foarte mulți dintre voi, planta mamei ălea avea undeva la, dacă nu mă înșel, știu că a măsurat-o postul meu șef, avea 20 de metri. Și gândiți-vă că era pe tavan, rotochiol așa făcută de câteva ori. Deci un tavan așa era vum 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 și era, mamă, cât de tare. Adică am fost, cred că, singura persoană care a zis, mamă, ce tare, vreau și eu. Sau pur și asta, bine, asta e mai mult o plantă cățărătoare. Sau o plantă curgătoare dacă o lași tu ușor să curgă în jos. Mi-aș dori tare mult o plantă, în orice caz. Curgătoare, cățărătoare, plantă simplă. Mi-ar plăcea tare mult. Și din nou, cei care sunt cu degețele verzi ar aprecia foarte, foarte tare această plantă. Deci este o idee de cadou și destul de ieftină pentru că găsești la Reloa Merlin, la Dedeman. Recomand de obicei genul ăsta de magazin de unde să luați plante, pentru că, de exemplu, eu am făcut prostia asta și încă mă lupt cu plantele mele, sau Ikea, și mă lupt cu plantele mele pentru că le-am adus din Lidl, le-am adus din Ocean Cora și, nu știu, au avut o boală ceva și în momentul de față încă mă chinui cu ele, iar plantele luate din Ocean Cora, cel puțin la mine, după 3 sau 4 ani de zile, mor. Da. Bun. Ce mai îmi doresc? Îmi doresc foarte, foarte tare o aromoterapie. Asta înseamnă, eu iubesc aromoterapiile, însă nu sunt de acord cu difuzoarele acelea care fac puf și le bagi în priză. Mie nu-mi plac. Știu că am cumpărat, am încercat să le ador, dar nu le suport, deci chiar nu le suport. Îmi pare rău să spun asta, eu prefer aromoterapiile alea clasice, în care tu pui o lumânare, o aprinzi și acolo, acolo deasupra pui apă și ulei, alea sunt cu adevărat bune și îmi plac foarte mult. Nu sunt adepta difuzoarelor, merg pe partea mai veche un pic. Bun, ăsta a fost 8, ca să se știe. Lumânări parfumate, îmi doresc foarte tare lumânări parfumate, iubesc lumânările parfumate, ați observat că mi-am și cumpărat recent o lumânare parfumată, am și primit o lumânare parfumată și mai am fix acolo o lumânare parfumată dată de Natalia și încă o ador și mi-e milă să o aprind efectiv pentru că miroase atât de frumos, o ador efectiv. Bun, deci cred că este o idee de cadou super faină și știți foarte bine că foarte multe fete, cel puțin, sunt iubitoare de aromoterapii, de plante. Noi vorbeam de lumânări și am zis de plante. De lumânări, mi se pare o idee super, super mișto. Așadar, cred că întotdeauna chiar veți reuși cu ideea asta. Așadar, mergeți la sigur, mai ales dacă știți gusturile persoanei. Degeaba vă uitați la idei de cadou dacă voi nu știți gusturile acelei persoane, nu știu, mi se pare degeaba. Asta ca să înțelegeți. Bine, îmi doresc foarte, foarte tare un prosop pentru bazin. Deci am prosoapele mele și mereu le folosesc, dar parcă nu mi-ajung. Așadar, îmi doresc încă un prosop pentru bazin. Un om care știți că înoată sau face sport, puteți să-i luați, uite, de la prosopul ăsta pot să vă dau idei, puteți să-i luați un set cu prosop, cu sticlă, cu poate geantă, deci teoretic sunt foarte, foarte multe idei pe care le puteți lua doar dintr-un singur cuvânt, prosop. Simplu. Mi se pare o idee foarte interesantă.
dacă vreți cu adevărat să vă implicați și știți că acel om face sport, puteți să vă implicați puțin mai mult și să căutați, să vă documentați și să vedeți ce prosoape sunt bune pentru diferitele tipuri de sporturi. Așadar, cred că ar fi foarte, foarte ok. Sau cine știe, halat? Nu știu, uite, de exemplu, de obicei, sper să nu mai mișc atât de tare camera, de cele mai multe ori, pentru fitness și chestii de genul ăsta, este bine să ai un prosop din bumbac, însă când vine vorba de bazin, da, merge și prosopul de bumbac, dar de cele mai multe ori merge un prosop de microfibră, pentru că nu miroase urât, nu intră mirosul la nașpa de clor. Bine, eu am noroc că locul în care muncesc miroase foarte ok, dar știu unele bazine în care... Lasă-o așa, miroase foarte nașpa și se spală foarte repede, se usucă foarte repede, deci contează foarte mult de tipul de sport pe care îl face acea persoană. Dar, din nou, depinde, asta e o idee foarte bună de cadou, spre exemplu. Dar dacă tu iei la un prosop unui om care n-are nicio treabă, nici măcar cu apa, credeți-mă că nu e o idee bună de cadou, nu? Bun. 11. Mi-aș dori lingerie de pat, dar la lingeria de pat, sinceră să fiu, sunt foarte, dar foarte capricioasă. Deci nu mă mulțumești cu orice fel de lingerie de pat. Nu prea îmi plac cerșafurile alea cu elastic, nu-mi plac aproape deloc, sinceră să fiu. Nu știu de ce, nu mă întrebați. Am, dar nu-mi plac. Nu știu. În fine, ideea este că lingerie de pat îmi place, o lingerie poate satinată, o lingerie, uite cum am luat eu pe aia din Lidl, cu frunze, mi se pare foarte interesantă, cu diferite modele frumoase. Cum o am eu pe asta din pat de acum, cu foarte multe flori, nu pot să spun că o ador, dar e simpaticuță. Depinde foarte mult de gusturile omului. Dacă știi că omul merge mai mult pe un stil mai clasic, mergi pe stil clasic. Dacă știi că omului îi place foarte mult, nu știu, să doarmă într-o lingerie din satin sau cu satin sau satinată, că sunt diferențe între toate, ia un pic în calcul să știi ceea ce îi place. Poate îi plac foarte mult, uite, de un alt exemplu de cadou, poate îi plac foarte mult păturile, nu păturile astea, lingeriile pufoase. Știți că există lingerii pufoase, din alea care chiar zici că e păturică, de aia și venea să zic păturică, care zici că sunt păturele. Poți să iei genul ăla de lingerie. Eu, sinceră, să fiu mor de calci în lingeria normală, deci... Uite, spre exemplu, dacă cineva îmi ia o lingerie de genul ăsta, eu aș folosi mai mult pe post de pătură treaba asta. Pentru că trebuie să ții cont de om. Și știu că vă voi repeta asta în continuu în acest clip, dar, de exemplu, eu sunt un om care moare de cald și iarna în pat. Deci mi-e cald, mi-e foarte cald, da? Eu n-aș putea să dorm cu pătură, cu puf, cu pernă, deci aș transpira, n-aș putea să dorm efectiv. De multe ori am problema asta chiar și acum, să transpir, deci vă dați seama. Bine, dar este o idee foarte bună pentru oamenii figuroși. Sabina, știu că te uiți. Bun, ce am mai scris eu aici? Mi-aș dori foarte, foarte tare un suport pentru laptop, numărul 12. Deci îmi doresc un suport pentru laptop. Nu știu dacă voi găsi o imagine, dar încerc să vă descriu mai întâi de toate. Este un suport clasic de laptop cu picioare, care are și mici sertare, poate, sau locuri în care să pui gumă, creioane, dar nu o să pun gume și creioane sau chestii de genul ăsta. Aș folosi mai mult pentru mici notițe, dar mi se pare o chestie super, super mișto, unde îți și salvează din spațiu și mai ales nu e neapărat la bun pentru laptop, să fim sinceri, dar este foarte bun pentru calculatoare. Și știu că foarte mulți oameni au calculator. Deci ar merge o chestie de genul ăla dacă știi că își ține monitorul direct pe masă. Ar fi o idee foarte, foarte bună. Am văzut la Jumbo, este 50 de lei. De 3 ori am vrut să mi-l iau și de fiecare dată am zis, hai, lasă că nu mi-l iau acum, sperând că o să găsesc pe alb, pentru că la Jumbo era mereu pe negru. Dar îmi place foarte, foarte mult. Ce am văzut la Jumbo are cadru metalic, mi se pare foarte mișto, dar din nou aș fi vrut pe alb și de-aia n-am vrut să-l iau inițial pe negru. Și încă mai aștept, sperând că poate găsesc pe alb. Bun, dar mie mi se pare foarte bun și pentru laptop. Eu am laptop. Bine, ce mai avem aici? Numărul 13, corp cu sertare pentru accesorii, adică sunt corpurile alea mici. Eu mă refer de data asta la corpurile micuțe pentru sertare, cu sertare pentru accesorii. Am văzut corpuri atât pentru, cum se numesc, pentru creioane și pixuri, deci mi se par superbe alea.
dar știi de la ce aș folosi eu? Ale, sunt așa în jos, sunt niște chestii pe care pur și simplu sunt cămăruțe puse în jos un pic, cumva puse în jos. Și mi se par super mișto alea pentru machiaj. Deci alea sunt atât de tari. Poți să pui și ceasuri în ele. Poți să pui o grămadă de chestii. Adică ceasul să fie întins așa frumos. Ideea este că alea mi-ar plăcea foarte mult pentru chestiile de accesorii pentru machiaj, pensule, chestii de genul ăsta. Dar mă refer aici și la micuțele sertărașe pe care le-am eu, de exemplu, cu cercei. Deci mai am nevoie de chestii de genul ăsta pentru că... De-aia. Simplu. De-aia. Este o idee foarte bună de cadou, având în vedere că foarte multe fete au foarte multe accesorii și sunt foarte ok și pentru băieți, pentru că, de exemplu, poate la baie, poate le folosești la baie să-ți pui șampon sau mai știu eu alte chestii, băieții, nu știu, lame de ras sau ce mai folosesc ei, tot felul de aparate de ras, e o idee bună. Pentru oamenii care desenează, din nou, este o idee bună genul ăsta de corpuri cu sertare ca să-și pună acolo creioanele, să fie mult mai organizați, mi-a plăcea și mie. Adică sunt foarte multe idei foarte interesante, dar important este să fii un pic de tot atent la ceea ce își dorește omul. Știți? Sper că voi n-ați auzit asta. Sper că n-ați auzit asta. Bun. Îmi doresc foarte, foarte tare, legat tot de această parte cu desenat, un set de creioane de desenat. Știți foarte bine că îmi place să desenez. Am renunțat la desen acum mult timp din cauza unui capriciu de-al meu și de foarte multe ori regret. Și vă zic sincer, este unul din puținele lucruri pe care eu le regret pentru că nu am continuat. Dar mi-ar plăcea foarte mult un set de creioane cu gumă, cu ascuțitoare, dar ceva un pic mai ok. Dacă nu știți pe partea asta de desen, vă voi ruga foarte, foarte mult mai bine să nu vă băgați să cumpărați. Pentru că sunt foarte multe gume care nu sunt bune de nimic, sunt foarte multe creioane care tot așa nu sunt bune. Așadar, puțin de tot, puțină atenție măcar la ce produse are respectiva persoană acasă și să știți măcar dacă puteți să luați de la același brand. Pentru că dacă va avea creioane și va folosi creioane de la acel brand, clar o să meargă bine cadoul ăsta. Și plus de asta, la fel ca ideea de plante și de-astea, orice om care desenează, dacă îi mai iei încă două blocuri de desen sau dacă îi mai iei, dar trebuie să fii și acolo atent la ce bloc de desen iei, sau dacă îi mai iei creioane, gume sau de-astea, credeți-mă că mergi la fix, pentru că niciodată nu ai de ajuns, credeți-mă ce înseamnă, știu ce înseamnă, sau pictură. Uite, putem să mergem pe partea asta. Puteți să luați set de pictură. Uite, știu că își dorește foarte mult o colegă, o chestie pe care eu, de exemplu, nu prea... Nu mă atrage, dar, spre exemplu, o colegă își dorește foarte mult genul ăla de tablou cu numere, are deja imaginea și este cumva tăiată ca un puzzle imaginea și poți să desenezi tu, să pictezi tu, gen alb numărul 1, negru numărul 2 și tot așa. Și are tot felul de 1, 2, 17, 33, nu știu cum, și tu faci acolo cu culorile respective. Mi se pare super tare chestia asta, mai ales pentru un om care știi că își dorește sau un om care știi că ar vrea să deseneze, dar parcă nu are talent. Deci mi se pare super ideea asta, pentru că eu, de exemplu, cu pictatul nu prea încerc, pentru că tot este legat de artă, dar îmi place, dar știu că nu am înclinație către partea asta. Eu întotdeauna am fost mult, mult mai ok pe partea de creion. Prefer creionul în detrimentul culorilor. Aia e. Culori, mă refer chiar și creioane colorate, de-astea, creioane cerate, pictură, efectiv, deci efectiv, asta să... Dar, de exemplu, v-am dat deja alte idei de cadou, doar de la o singură idee. Bun, mai îmi doresc tare, tare mult încă o pătură. Păturile sunt binevenite oricând, deci eu cred că am 10 pături, dar mai îmi doresc o pătură. Întotdeauna, gândiți-vă că un om care are multe pături, niciodată nu o să se supere dacă îi mai iei o pătură. Bine, dacă știi că și folosește păturile alea. Adică dacă vezi că deja s-a săturat, cum sunt eu cu portofelele, deci dacă vezi că deja nu mai vreau să văd portofele în viața mea, nu mai am portofel, că... De exemplu, eu sunt genul de om care spune clar nu la portofele. Nu cumpărați portofelul unui băiat sau unei fete. Ca ce... Știi tu ce fel de portofel îi convine? Știi tu cum îi place să-și pună, dacă folosește portofel, cum îi place să-și pună cardurile sau mai știu eu? Ai ideea.
Bun, trebuie să fiți atenți. Așadar, eu, de exemplu, iubesc păturile, deci aș avea pături din toate neamurile posibile de pături, dacă aș putea, toate neamurile de pături să le am. Pentru că îmi plac pufoase, satinate, cu puf întors nu știu cum, cu nu știu ce model, cu dar, nu ale printate. Gen printurile, nu, depinde de print. Depinde dacă e cu sut, e altceva. Contează foarte mult și aici ce gusturi are omul. Dar, de exemplu, îmi doresc de fel pături din alea genul ăla de iarnă, cu modele de Crăciun, din alea chiar cu sute, din alea vechi îmi plac. Deci, aici depinde foarte mult. Bun. 16. Îmi doresc un pat. Simplu. Aici, cred că nu mai spun de nu știu câte ori aceeași treabă, cu mutatul, cu, pentru cine vrea, cine nu știu cum. Paturile chiar le puteți găsi mult mai ieftine decât dulapurile. Asta mi se pare incredibil. Așadar, e bine. Bun, îmi doresc foarte, foarte tare, la numărul 17, o cameră auto. Am noroc că știu să conduc, dar, din păcate, nu sunt mulți oameni care știu să conducă și chiar mi-aș dori o cameră auto, pentru că chiar te poate ajuta uneori, chit că, din păcate, de multe ori poliția spune că nu te mai poate ajuta o cameră, de cele mai multe ori. Dar mai bine să o ai acolo. Este cel mai bine să o ai acolo. Bun, următorul punct, numărul 18, îmi doresc un charm Pandora. Oare de ce? Îmi plac charmurile, deci presupun că o persoană care tot așa are brățară Pandora este un cadou destul de drăguț pentru o persoană de genul ăsta. Așadar, un charm Pandora merge oricând. Sau o bijuterie sau ceva de genul acesta, chiar este super, o super idee. Mi-aș dori, la punctul 19, mi-aș dori foarte tare pijamale din satin. Dar nu vreau să coste o căruță de bani, că tocmai de-aia n-am. Găsesc numai pijamale care costă peste 1 milion și sunt dintr-un satinel din ăla vai de capul lui de material, oribil, care nu există calitate în el. Și e greu să găsești așa ceva și să fie și calitativ și frumușel și să nu te usture la preț. Așa că, tot din aceeași sferă, o să pun la numărul 20, halat din satin. Am deja unul de pe AliExpress, îl iubesc, îl ador, e giugiuc, deci îl folosesc pe la vara non-stop. Deci, din nou, o idee foarte bună, mai ales dacă știți că acea persoană se mai duce la plajă, așa cum mai merg eu, vara, este o idee super bună, pentru că, da, îți este cald în el, dar îți e ușor să-l iei pe tine, să te duci undeva, să-ți faci dușul, toate cele, deci merge așa de o tranziție drăguță, pentru o seară drăguță merge, deci e super drăguț. Mi-aș dori foarte tare un training. Dar și pe ăsta o să mi-l cumpăr eu, pentru că eu știu ceea ce îmi place mie. Așadar, dacă știți foarte bine ce gusturi are persoana respectivă, dacă știți ce mărime poartă, dacă și iarăși dacă, da, luați un training. Dar doar dacă știți. Dar este o idee foarte bună de a-i lua. Un cadou sau o bluză. Legat de haine, aici puteți să faceți multe, multe chestii. Important este să fiți atenți la ceea ce îi place persoanei. Îmi doresc foarte tare un prosop pentru îndepărtarea machiajului. Nu am testat niciodată genul ăsta de prosop. Mereu văd la toată lumea, bă, dar n-am avut când să iau. Și când am dat comandă, m-au sunat cei de la Marionau și mi-au spus că nu au. Așadar, din păcate, m-am făcut fără. O să mai aștept. Următoarea ocazie. Bun. Set ștampilă. Iubesc seturile de ștampilă. Știți foarte bine că folosesc ștampilă. Deci o ador, îmi place, este... am pasiunea asta. Îmi place să scriu scrisori, deci mi se pare interesantă rău de tot. Pentru o persoană care e puțin mai vintage, către vintage și acceptă chestii de genul ăsta și folosește, e o idee superbă. O să vă las pe aici să văd. Mouse. Mi-aș dori un mouse cu USB, pentru că al meu deja moare. Bun, numărul 25, aici intrăm în tehnice. Mi-aș dori foarte tare un trepied de Doamne ajută. Un trepied care să aibă cel puțin 1,80, să prindă înălțimea de 1,80, pentru că trepiedul meu are 1,50 sau 1,60. Nu, e mai mic ca minerul, vreo 1,50 sau cam așa, maxim. Deci, e vai de el. Mi-aș dori un ring light, pentru că becul ăsta o să mă omoare în timp. Mă ajută foarte mult becul ăsta. Fără becul ăsta, credeți-mă că nu ar fi fost de multe ori clipurile atât de ok, credeți-mă. Dar îmi doresc un ring light. Mai de Doamne ajută, adică mai mare. Bun, mai îmi doresc un trepied pentru telefon, pentru că trepiedul ăsta, da, este bun, chiar e foarte ok că se lasă în toate pozițiile posibile, numai că nu are o foarte bună stabilitate. Mă bucur că își face ăsta în toate direcțiile, adică pot să filmez în jos perfect 90 de grade, ba chiar are mai mult de 90 de grade în momentul ăsta, dar nu are atât de multă
nu e atât de rezistent și tinde să cadă uneori, adică are piciorușele alea, dar în momentul în care este aplicat telefonul, tinde să cadă și nu este tocmai ok. Bun, deci unul de mai de calitate mi-aș dori. Mai mi-aș dori un încărcător pentru telefon, pentru că na, mi se strică încărcătoarele la greu. Așadar, este un cadou destul de ieftin pe care îl puteți lua. Dacă știți că omul folosește încărcător, carcasă de telefon, etc., folie, sunt niște idei super, super bune pentru cineva care știți că folosește și e ca mine și le omoară. Eu am dat un milion pe husa asta și uitați-vă și voi cum arată husa asta, deci nu. Las-o așa. Husă, folie. Bun. Mi-aș dori, acum intrăm în partea de chestii pentru medicale, să spunem așa. 29. O minge gonflabilă. Este o minge din aceea mare gonflabilă cu care poți să faci anumite exerciții. Eu am probleme cu spatele, de postură, așadar, cred că se și vede asta de multe ori în clipuri. Așadar, am avut genul ăsta de minge, dar am dat-o și duc dorul. Așa că am nevoie iar de una. Și mi-aș mai dori un rulou. Nu un rulou de mâncat, ci un rulou, nu știu sigur cum se numește, am uitat denumirea lui, dar este o chestie așa rotundă, destul de tare, deci chiar e tare treaba aia, cu care îți poți face singur masaj, îți poți relaxa mușchii, toți mușchii, poți să faci și exerciții pentru spate, sunt foarte, foarte multe tehnici pe care le poți folosi, în care poți adăuga acest element și să faci niște exerciții super, super mișto. Mi-aș dori tare, tare mult genul ăsta de rulou. Știu că se găsește la Decathlon, știu că se găsește la Jumbo, în Pepco, dar în Jumbo și Pepco depinde foarte mult de perioadă. Chiar și Lidl, cred. Dar, din nou, depinde foarte, foarte mult de perioadă. Așadar, cam astea sunt ideile mele de cadou și ceea ce îmi doresc eu. Știu că foarte multe dintre ele mi le voi lua eu, dar mi se pare o idee bună să vă spun și vouă, pentru că cum poți să spui niște idei de cadou decât ceea ce ți-ai dori și tu? Adică, mai întâi vă gândiți ce vă doriți voi și după aceea puteți să dați și mai departe ca idei, zic eu. Bun, sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Spuneți-mi și mie în comentarii cum vi s-a părut. Noi ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!